Dacă în prima fază a boicotului examenelor de simulare a evaluării naționale unii dintre profesorii sindicaliști nu s-au prezentat la comisii, acum ei sunt îndemnați să nu le corecteze lucrările elevilor. A doua etapă este corectarea lucrărilor. Ia, noi am făcut și facem un apel către profesorii, colegii noștri, profesorii de limba și literatura română și de matematică, să nu preia aceste lucrări și să nu le corecte. Lucrul ăsta, boicotul ar continua, ba mai mult, ei și-ar manifesta solidaritatea cu colegii care au boicotat prima etapă a simulării. În același timp, noi am apreciat și ținuta mulți dintre colegii noștri care și-au menținut verticalitatea lor, și-au menținut decizia de a boicota. Și cu cât noi vom fi mai mulți și mai solidari pe o idee, vom avea de câștigat. Rezultatele probelor de simulare a evaluării naționale vor fi afișate într-o săptămână dacă profesorii vor decide să le corecteze. Deocamdată nu se știe câte cadre didactice care fac parte din sindicat vor participa la faza a doua a boicotului și câte vor corecta totuși lucrările elevilor.